veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului! Prin harul Domnului vom parcurge mai departe Noul Testament, oprindu-ne la o altă biserică, biserica din Efes. Și pentru că datele care le avem despre această biserică sunt oarecum mai vaste, o vom trata în două părți, una acum și una într-o lecție viitoare. Acum ne vom opri în mod special la a privi lucrarea, felul în care s-a derulat, și ne vom opri în dreptul felului în care lucrătorii, Pavel și cei care au fost alături de el, și felul în care au văzut ei că trebuie lucrătorii să intervină și să lucreze sub mâna Domnului la lucrarea aceasta din biserică. Efesul era un oraș important, cel mai important al provinciei Asia Mică, Asia cum era atunci la romani. El era într-un fel dominat de acel templu al zeiței Diana, socotit în vremea aceea una dintre minunile lumii, și cred că nu degeaba Pavel, după ce vorbea cu cei din biserică, îi numește pe ei un templu sfânt în Domnul. Dacă templul Dianei, cel pentru care se zbătea Dimitrie și ceilalți, merita într-un fel atenția lor, cu atât mai mult socotește Pavel că templul viu al bisericii merită și atenția îngerilor din cer care privesc, și este un templu care nu rămâne doar ca o minune a lumii, ci va fi o minune a veșniciilor. Numele Domnului să fie slăvit pentru aceasta. Lucrarea aceasta din Efes, vom vedea noi pe paginile Scripturii, apare ca o lucrare completă, prezentată. Și epistola apare scrisă după ce biserica era deja la o anumită maturitate. Să privim mai întâi la lucrătorii aceștia, la faptul că erau niște lucrători cu experiență, ceea ce contează într-o lucrare. Deschideți la Fapte 18. În primul rând, vom vedea aici preocuparea totală pentru o lucrare. Nu se poate face o lucrare în mod desăvârșit, cât mai bine, dacă nu vom fi preocupați total de ea. Fie și într-un alt domeniu pământesc și cu atât mai mult în domeniul spiritual. În Fapte 18, de la versetul 19, este scris: au ajuns la Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit, ci și-a luat rămas bun de la ei și a zis: trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o fac în Ierusalim, dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Deci Pavel a făcut o vizită întreagă, o vizită scurtă. Și la cererea lor le-a zis: dacă va voi Dumnezeu, adică dacă este în planul Dumnezeu, voi veni înapoi. Într-adevăr s-a și întors. Și uitați-vă acum în capitolul 19, versetul 8, în urmă, după ce s-a întors, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Versetul 10. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Deci Pavel n-a vrut așa să se ocupe de o lucrare, așa foarte scurt, și apoi să o abandoneze. A zis: dacă va fi cu voia Domnului să mă ocup de Efes, atunci voi veni înapoi. Și versetele 8 și 10 ne dovedesc că el, când a intrat sub călăuzirea Domnului în Efes să se apuce de acea lucrare, a stat acolo până când să se ocupe intensiv, într-un mod expre, anume de problema de acolo. Citim și versetul 9: dar fiindcă unii rămâneau împietriți în urma lucrării lui în sinagogă și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a dispărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Când a văzut că nu se poate ocupa intensiv, prin faptul că nu-i dădeau acces total și îl încurcau în sinagogă, i-a despărțit și acolo, separat în acea școală, s-a ocupat de ei într-una. Aceasta înseamnă o preocupare totală pentru o lucrare și vedem că a dat efectiv rezultate. În al doilea rând, vorbind tot despre experiența acestor lucrători, ei aveau experiența puterii divine.
În Fapte 19, versetul 11 începând scrie: și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri, care fuseseră atinse de trupul lui, și lăsau boalele, și ieșau afară din ei duhurile rele. Versetul 15. Duhul celor a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu. El a recunoscut pentru experiența lui și pentru felul în care îl folosea Domnul în privința lucrărilor, a minunilor, a semnelor, și demonii știau de palmaresul lui în această privință. Apoi de la versetul 18, mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. 20. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Experiența lor, amintiți-vă și de cazul din Fapte 8, când Filip s-a dus în Samaria, el nu s-a izbit de zidul construit acolo de diavolul prin Simon. Ei aveau experiență că puterea Domnului este peste ei și le dă putere să calce peste toată puterea vrăjmașului. Și Filip acolo a îndrăznit în numele Domnului și a spart fortăreața străină. Și aici Pavel din nou, în Efes, a intrat ca și un buldozer cu această putere a lui Dumnezeu, gata să îi pună pe toți pe fugă, inclusiv duhurile, și oamenii să fie deposedați și liberi pentru Dumnezeu. Aveau experiența aceasta? Nici nu cred că s-ar fi dus până când mai întâi nu ar fi văzut mâna Domnului în lucrare. Amintiți-vă despre Elisei. El mai întâi a văzut minunea sub ochii lui și apoi a văzut minunea efectuată sub ochii publici. Mai întâi ucenicii au fost trimiși sub prezența Domnului. Au văzut pe Domnul făcând acele minuni și apoi au ajuns ei singuri să le facă. Și în al treilea rând, referitor la experiența lucrătorilor, Pavel avea o echipă cu care lucra împreună. Inclusiv Domnul Iisus nu a lucrat de unul singur. Și el a avut oameni care îi trimitea înainte. Și el avea pe care îi lua cu el să se roage sau în situații deosebite să fie alături de el. În capitolul 19, versetul 22, scrie despre câțiva din ei: a trimis în Macedonia pe doi din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Am mai vorbit noi despre felul în care Pavel se folosea de această echipă, de acești tovarăși ai lui de lucru. 29 apoi. Toată cetatea s-a tulburat, au năvălit cu toți într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonienii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătoria lui Pavel. Și întoarcem pagina în 24. Avea ca tovarăș până în Asia, pe Sopater din Berea, Aristar și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Ar fi putut Pavel să facă o asemenea lucrare încât să aibă grijă de mai multe biserici concomitent și să desfășoare o activitate atât de laborioasă, atât de intensă, fără să fie avut aceste ajutoare ale lui? Uitați-vă și astăzi, în țară, sunt oameni care au avut lângă ei ajutoare și au dat rezultate într-o biserică sau chiar într-un câmp de misiune într-o zonă a țării. Rezultate la nivel de biserică nu pot să rezulte decât dintr-o echipă. Și Domnul trimitea doi câte doi, dar pentru a fi succes într-o lucrare este nevoie de mai mulți. Dumnezeu să dea lucrători sfinți, toți pe același ton, sub același spirit de lucrare, ca să se completeze, să se ajute și să facă prin ei Domnul lucrarea Lui. Privim apoi la acești lucrători sub un alt aspect. Au fost lucrători care acceptă evoluția spre desăvârșire, chiar dacă e vorba de o desăvârșire relativă, absolutului la Dumnezeu. În Efeseni 4, cu 11 și 12 scrie că El a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători, și scrie versetul următor: pentru desăvârșirea sfinților. Niște lucrători care nu acceptă ei desăvârșirea pot desăvârși pe alții? Nici într-un caz. Învățătorul nu poate avea ucenici mai mari decât el. Ajunge ucenicului, Luca 6 cu 40, să fie ca învățătorul lui. Ei acceptau desăvârșirea. Și în Efes avem foarte evidentă lucrarea aceasta de acceptare a desăvârșirii. 19 de la versetul 1, pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Ei au răspuns: cu botezul lui Ioan.
Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când a auzit aceste cuvinte, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Ce frumos că ucenicii aceștia au acceptat o perfecționare. 18 cu versetul 24. Lucrare petrecută tot la Efes. A venit un iudeu numit Apolo de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului. Avea un duh înfocat și vorbea și învăța mănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamăruntul calea lui Dumnezeu. Nu știm exact când s-au întors la Domnul Acuila și Priscila. În Roma sau numai în Corint când se întâlniseră cu Pavel. Dar oricum, erau mai noi la credință decât Apolo. Și cel puțin Priscila, care era o femeie. Nu se putea mai cu seamă după măsurătorul evreș să se pună alături de Apolo. Și uitați, el a acceptat să învețe mai cu deamănuntul calea Domnului. Și astăzi, în diferite meserii, datorită descoperirilor științifice și tehnice, se ivesc lucruri noi, lucruri mai performante. Dacă este un medic, să zic stomatolog care are 60 de ani, și el se folosea și doar de niște ustensile de laborator și niște aparate care le-a avut când el a terminat stomatologia. Și nu vrea să accepte ceea ce este acum. Este bine? Nu este bine. Sau sunt alte domenii în care evoluția a fost și mai evidentă. La fel în lucrurile sfinte. Ar fi cazul, dacă este ceva biblic și ceva bun, să primim, să acceptăm. Tot referitor la acceptarea desăvârșirii, vreau să privim aici în Efes la niște misionari neșcolarizați. Citim de la versetul 13. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc. Asta înseamnă că erau un fel de misionari. Au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând, vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori a lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Ce gând de misiune i-a animat pe ei, nu știu. Probabil sorgintea lor preoțească, probabil felul în care Pavel își făcea misiunea și erau niște simpatizanți nedeclarați ai lui. Nu știu ce i-a mânat să meargă să scoată duhurile afară. Sau știu eu, doar din milă? Sau vreun alt gând? Nu știm. Dar oamenii aceștia nu făcuseră școală, ei au vrut să fie dascăl fără școală. Și când s-au dus la catedră, s-au dat elevii pe ei și i-au scos afară din clasă. Și au plecat de acolo, i-a biruit și i-a schinjuit în așa fel încât au fugit goi și răniți din casa aceea. A fost aici o încercare asemănătoare cu cea a lui Simon, din Fapte 8. Să ajungă dascăl fără școală. Dați-mi și mie, zicea Simon. A vrut direct să primească puterea și să facă lucrări. Ei, e bine să dorim să facem lucrare, dar desăvârșirea nu se primește nici peste noapte și desăvârșirea nu se ia așa cum vrem noi. Spunea recent un frate într-o biserică duminică, fraților, nu-i putere. Și mi-a venit un gând. Biblia spune să slujești pe Domnul tunti cu toată puterea ta și după aceea se declanșează puterea Domnului. Dar noi vrem să stăm liniștiți și să intre în acțiune puterea Domnului. Și să facă minuni în timp ce noi stăm spectatori. Deschideți la 1 Timotei 1. Cred că aici ni se vorbește despre misionarii aceștia neșcolarizați. 1 Timotei 1 de la versetul 3. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, locul despre care vorbim, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură, să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Spunea tot un misionar din acesta neșcolarizat, altuia, și eu mă ridic la amvon și dacă nu mai vine ce să spun din Scriptură, ce dau cu întâmplări sau cu ceva din viața mea. Deci oameni ca aceștia care se țin de basme, că esența n-au învățat-o. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută, adică disciplinele de bază. Fiindcă unii s-au depărtat de aceste lucruri, s-au rătăcit și s-au apucat de flecării, pe margine cu superficialități. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Deci nu-i nici conținut, nici obiectiv. Adică să-i întreb,
Dar ce de fapt ai vrut să spui cu acest amalgam de vorbe, cu acest ghiveci, cum se spune uneori? Adică o poveste genezo-apocaliptică și iar după vorba lui Solomon, toate se deșartă dintr-una într-alta. Și ce ai vrut să spui cu asta? Sau ce urmărești cu asta? Și uneori diavolul ne poate împinge la așa ceva. Și este foarte adevărat. Cine nu stăpânește o anumită disciplină și vrea să o predea, va ieși de acolo de toate și nimic. Cine n-are o trimitere și se apucă, iar va ieși de toate și nimic. Domnul să ne păzească de ceea ce nu este bun și să ne ajute, dacă suntem învățători de clasa 1, învățători să rămânem. Dacă suntem profesori de gimnaziu, de gimnaziu, sau dacă suntem pentru o școală mai superioară, să nu ne întindem mai mult, dar în același timp nici mai puțin să nu fugim de la școală și să acceptăm o sfântă școlarizare. Amin. Tot în ideea de a merge spre desăvârșire, deschidem din nou la Fapte 19, ca să atingem, repet, o desăvârșire relativă. Pavel, când zice că printre cei desăvârșiți, când zice că n-am ajuns la desăvârșire? Că sunt foarte adevărate amândouă. Spune 19:10. Lucrul acesta, deci propovăduirea lui, a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Deci o învățare până la saturație. Toți cei care erau în Asia. Dar nu doar să-i adun pe toți și să le spui la toți câte ceva. Întoarcem pagina 20 cu 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Și 27, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu, iarăși tot în mod relativ. Deci nu doar să știe toți, ci să știe toți tot ce am primit de la Domnul și le-am putea da pentru că ei ar putea asimila. Numai așa ne vom perfecționa și noi în timp ce muncim, că cel mai ușor se învață lucrurile în timp ce le spui la altul, dacă auzi și tu, și de asemenea și ei vor crește cel mai bine spre desăvârșire, învățând și repetând. Uitați-vă în 20:7, cum au reușit în 2 ani să acumuleze atât? În ziua întâia săptămânii am adunat la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Versetul 11, după ce s-a suit iarăși, afrând pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Cum e adevărat, a doua zi nu s-au dus la servici dacă au făcut o noapte de veche, că nu era sistemul ca și acum. Dar vrea să spună că în măsura posibilităților maxime să folosim timpul și atunci vom putea să tindem spre desăvârșire. Dar dacă nu-l folosim și nu exploatăm capacitatea noastră după voia Domnului și la îndemâna lucrătorilor Domnului, desăvârșirea o să rămână o țintă de neatins pentru noi. Și o să socotim că cei care au ajuns spre desăvârșire, fie lucrători, fie noi toți, au fost niște supermeni. Nu! Niciunul din Noul Testament n-a fost uriaș. Toți au fost oameni pe măsura noastră. Biblia spune și de Elie că a fost om supus acelor slăbeșiuni ca și noi. Adevărat! Probleme de familie uneori te rețin, sau probleme de boală, dacă este cazul. Dar în mod normal nu se poate ajunge la desăvârșire dacă nu te lupți intensiv, dacă nu înveți într-una. Și în al treilea rând, lucrătorii aceștia erau niște lucrători în mâna lui Dumnezeu. Oricât ar fi cineva de bun, dacă nu este în mâna Domnului, nu-i bun. Dacă are cineva un aparat sau o sculă foarte performantă, un zidar să zicem, dar dacă zidarul nu-i bun, poate scoate din ea ceva pe măsura acelei scule? Nu scoate. Cât ar fi un lucrător de deosebit, ilustru să fie, dacă nu-i în mâna Domnului, tot nu iese ceva bun. Doar mâna Domnului dă desăvârșire și perfecțiune în lucrare. În primul rând, cred că ei erau în mâna Domnului de la alegere și de la ordinare. Cineva întreba, un om care nu-i pus de Domnul, e sprijinit de Domnul? Eu nu spun că pe parcurs cineva nu poate fi recuperat, dar în mod sigur, bine este din capăt să fie în mâna Domnului. În 20:28 scrie, luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi. În ce măsură alegerea Domnului poate fi înțeleasă, nu mai reluăm acum, dar să ținem cont de acel verset din Osea 8:4. Au pus căpetenii fără știrea mea și împărați fără porunca mea. Și amintiți-vă de la Saul până la David
Și greșeli se pot strecura în alegerea și ordinarea unui lucrător. Nu știu exact, nu vreau să spun ce nu spune Biblia, dacă a fost voia Domnului să aleagă ei împărat în momentul în care a fost ales Saul sau a fost un moment prematur ales de popor. Alegerea e adevărat, a fost sub mâna lui Dumnezeu. Dar finalul n-a mai corespuns. Dar gândiți-vă apoi și la acea situație când Samuel se duce în casa lui Isai. Cum i s-a părut că e Eliab, că e Abinadab, că e Shama. Sunt lucruri foarte sensibile, pe care doar călăuzirea lui Dumnezeu poate să facă lumină. Și diavolul simulează și poate să influențeze diavolul un popor întreg, în loc să le aleagă pe Iisus împărat într-un moment de alegere, a ales poporul în frunte cu preoții, spus vrem pe Baraba și în plan mondial vrem pe Cezar. Oamenii sunt foarte slabi uneori la capitolul acesta. Și cred că atunci când e vorba de alegere, chiar dacă verificăm oamenii după măsura biblică, prezbiterii să fie așa și așa, diaconii 1, Timotei 3, Tit, capitolul 1, vedem noi tot ce este în inima omului? Avem noi acces la toate sertarele vieții lui? Dar dacă un om păstrează lucruri ascunse și nu le știe nimeni? Dar chiar dacă am vedea și omul ar fi foarte transparent și sincer, cunoaștem noi viitorul lui? Tot Dumnezeu este cel care în ultimă instanță ar trebui să decidă. Chiar dacă cineva este bine intenționat, amintiți-vă de David, avea o bună intenție să construiască templu. Și a spus Dumnezeu, intenția este bună, planul este bun, va fi realizat, dar nu este momentul. Nu ești omul pentru lucrarea aceasta. Ci va fi fiul tău. Apoi, pe lângă faptul că știi că cineva e ales pentru lucrare, a doua călăuzire care trebuie să vină de la Domnul, care e domeniul fiecăruia. Zice Pavel în Galateni 2:8, cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor. Amintiți-vă din Fapte 13, unde după ce i-au pus deoparte pe Barnaba și Saul pentru o lucrare de misiune, li s-a spus, acesta e domeniul lor. Și zice Pavel, eu am ținut cont să nu mă bag în teritoriul altuia. Deci, pentru ce slujbe chemat fiecare și, de asemenea, care este teritoriul care este însărcinat de Domnul sau care este biserica sau domeniu într-o biserică? Să privim acum la Fapte 20, cu versetul 32. Este un verset adresat prezbiterilor și acum fraților, vorbea cu lucrătorii. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu. Deci lucrătorul să fie în mâna lui Dumnezeu. Și a cuvântului harului său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Deci când un lucrător e în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului, adică sub călăuzirea Duhului și sub incidența cuvântului, atrage după sine, cum îi spune și lui Timotei 1, Timotei 4,16, te vei mântui pe tine însuți și pe cei te ascultă, adică va fi mântuit păstorul și va fi mântuită și turma. Ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Ele sunt două, dar de fapt e una. Că la urmă urmei ar fi greșit să spunem că una e cuvântul și una e Duhul. Cuvântul n-are efect decât prin Duhul și Duhul lucrează numai cu cuvântul. Spunea Domnul Iisus, El vă va învăța, vă va călăuzi, vă aduce aminte lucrurile viitoare, vă va da tot ceea ce puteți purta. Nu există independență pentru un lucrător și nici măcar pentru o suită de lucrători. Dacă s-ar aduna, nu doar din România, toți păstorii, de pe tot globul, au ei dreptul să hotărească ceva fără cuvânt și fără Dumnezeu? Dar nu s-a hotărât uneori de-a lungul istoriei bisericii fără Dumnezeu și fără cuvânt? Din cuvânt și-au scos ei un pretext oarecare. Poate unii au pretins și călăuzirea Domnului. Cineva spunea, și a fost din partea Domnului să scoate instrumentele. Mai zic curios, nu cred. Dacă niște lucrători se adună și hotărăști ceva, atunci ei sunt dependenți de Dumnezeu. Sunt în mâna lui Dumnezeu. Dacă inima împăraților, pământul este ca un râu în mâna Domnului pe care Domnul îndreaptă încotro, vrea. Noi ca o apă vie, să nu ne îndreptăm încotro vrea. Păi imediat oprește robinetul, dacă noi ne îndreptăm încotro vrem. Și mergem mai departe, nori fără apă. Lucrătorii, măcar că ar trebui să fie în mâna Domnului, trist este că sunt lucrători în mâna diavolului. Adică, lup cu turme. Fizic nu se poate că ar fugi oile, dar a spus Domnul Matei 7 că ei sunt echipați corespunzător și cine o să-i vadă așa echipați o să spună că sunt niște oi mai mari, care sunt bune de păstori.
Aici scrie în text, versul 29, știu bine că după plecarea mea se vor vâră între voi. N-am spus cu toată biserica vorbind că se vor vâră aici între voi. Ar fi cum ar fi. Spus se vor vâră între voi, adică între clasa clericală, vorbind pe întregul bisericii. Lupi răpitori care nu vor cruța turma, că evident, spunea Domnul în Ioan 10, ce face lupul când vine? Și în Matei 7:15 spunea că vin și proroci îmbrăcați în piei de oi. Deci pericol există la ambele baze să se dea lovitura, și la baza apostolilor și la baza prorocilor, să se dea lovitura. Cine ar trebui mai întâi să aibă grijă să nu intre acești lupi răpitori? Biserica sau ceilalți lucrători? Eu citesc ce spune aici. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că se vor vâră între voi. A cui grijă este? Nu a păstorului când vine lupul? O beata oaie se pierde pe ea, dar el pierde turma. Și dacă lucrătorii ar avea grijă mai întâi, în cartea lui Ieremia, în capitolul 14, scrie acolo de la versetul 13 la 16, și apoi în capitolul 29, despre niște proroci mincinoși care proroceau exact invers ca Ieremia. El spunea, robia va fi lungă, stați acolo, zidiți case, rămâne 70 de ani, și le spuneau, nu, mai sunt vreo 2 ani și gata, libere. Datoria cui a fost să-i depisteze? Ieremia a fost cel care s-a ridicat și le-a trimis câte o scrisoare sub călăuzirea lui Dumnezeu. Spune lui Shemaia și lui Zaharia și lui Hanania, spune așa și așa. A fost datoria lui. Altfel spus, eu ca predicator trebuie să fac niște analize după Biblie și să urmăresc pe teren un proroc, să văd dacă e greșit sau nu. Dar prorocul, dacă are legătură cu Domnul, poate prin descoperire de la Dumnezeu să spună cu tare prorocul e greșit. Deci ar fi datoria prorocului să-i descopere pe ceilalți proroci greșit. Și de datoria învățătorului să-i sesizeze pe învățătorii care sunt greșiți. După cum la cor când cântă, păi datoria celui de la bas când cântă unul faz lângă el să se sesizeze, vezi că ești la altă voce. Nu? Dar celălalt din altă parte nu știe care e cel cu falsul. Și în privința acestor lucrători în mâna diavolului, și unii din ei nu știu, vom vedea imediat, doar 3 aspecte amintim, metode, scop și rezultate. Ce metode folosesc? Spune aici, versetul 30, se vor scula din mijlocul vostru oameni care îmi vor învăța lucruri stricăcioase. Care vor fi aceste lucruri stricăcioase? Ca să înțelegem, descrieți la Roman 16 cu versetul 18, referitor la metode, prin vorbiri dulci. Mă gândesc și la acel verset din Isaia care spune să nu dai dulceață în loc de amărăciune, nici amărăciune în loc de dulceață. Vorbiri dulci. Ori vorbirile dulci, socotiți dumneavoastră ce sunt? Apoi, tot la metode, amintim din 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3, învățătorii vor învăța după poftele oamenilor. O altă metodă, să zic cont de poftele oamenilor. Aici să nu înțelegem doar că dacă noi avem, să zic, poftă să ne predice acum din Vechiul Testament, de acolo ne predică. Și dacă avem poftă din pilde, ne predică din pilde. Nu, e vorba de poftele firii pământești. Adică să ne predice încât să lase firea pământească desfășurarea ei. Și ce este mai alarmant, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 9, pot recurge și la miracole. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni de semne și puteri mincinoase și cu toate amăjirile nelegiuirii. Vorbiri dulci, după poftele oamenilor și chiar minuni. Cum să n-aibă succes? Aduni sute de mii de oameni. Astea sunt metode. Scopul, deschideți la 2 Petru 2, în fapte acolo scria doar ca să tragă ucenici de partea lor. Deci să facă partide. Și uitați-vă câte partide sunt astăzi. Dar care e scopul? Să avem și noi partide sau să fie mai mulți în partida noastră? Care e scopul acestor partide? De ce se ține atât de mult la o anumită partidă? 2 Petru 2 cu versetul 2. Mulții vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor, iată care e scopul. Lăcomia lor vor căuta să aibă un câștig de la voi, dar osânda-i paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Scopul poate să fie ori lăcomia, după un câștig, ori după o slavă deșartă. Și pentru ca un om să aibă câștig și să aibă slavă, uneori este în stare să facă partidă și să lucreze în
felul acesta, devenind o unealtă în mâna satanei. Se fac dezbinări, dar acestea sunt cele două scopuri majore, trei chiar. Bani, faimă, într-un fel glorie și plăcere. Spune și Iuda, plăcerea lor este să se ospăteze, să trăiască în desfrâu. Cam acestea trei lucruri sunt vizate. Și astea le iau și acei oameni periculoși și le lasă și poporul să se zbată în acestea. Bani, plăceri și slavă. Iar rezultatul, îl citim din 2 Timotei 3,13, dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău. Întotdeauna analizații din punct de vedere dinamic, cum evoluează în timp. Vor amăgi pe alții, ăsta e rezultatul, și se vor amăgi și pe ei înșiși. Eu nu știu exact acel mesaj către biserica din Laodicea, privește doar lucrătorii sau și biserica într-o anumite puncte. Dar în final am putea generaliza. Ajung de nu mai știu, zic că văd că sunt bogați și nu mai știu cum sunt. Deci se înșeală inclusiv pe ei și evident că înșeală și pe cine îi urmează pe ei. Rezultatul este nu mântuirea lor și a celor ce ascultă, și pierzarea lor și a celor ce ascultă. Recapitulăm. Pavel și cu ai lui erau lucrători cu experiență și din experiența asta au înțeles că pentru a avea izbândă într-o lucrare trebuie să te ocupi efectiv de ea. Aveau experiență în lucrarea Domnului. Lucrarea Domnului este o luptă în care te bați cu satana. Și unde nu este experiență, nu câștigi războiul. Aveau experiență că pentru a câștiga lupta trebuie să fie o echipă care să fie prinsă în lucrare. Erau niște lucrători care acceptau desăvârșirea, o dezvoltare favorabilă. Dacă n-au înțeles un lucru, îl primeau și Domnul îl dădea. Apolo n-avea experiența Duhului Sfânt, a acceptat-o și pe aceasta. De asemenea, pentru a tinde spre desăvârșire, înțelegeau că trebuie să fie o evanghelizare masivă până la saturație, o învățătură din plin, rugăciune de asemenea intensivă, ca nu cumva să pretindem desăvârșirea, dar să fim neșcolarizați. Și ori să ne încurcăm în învățătură, ori să ne ducem pe teren și să ne alegem cu nimic sau cu rușine. Și în al treilea rând, lucrătorul trebuie să fie în mâna lui Dumnezeu. Ales de Domnul, adică Domnul să arete, acesta este și acela este. Domnul să arete, aceasta e parcela ta de lucru. Și de asemenea să înțeleagă că nu avem nicio independență față de Dumnezeu, ci avem o dependență totală de cuvânt, de Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Hristos este și rămâne capul bisericii. Ca nu cumva să ne trezim că în loc de păstori cu turme, avem lup cu turme. Oameni care nu știu ce vor, poate nici ce urmăresc, prin vorbiri dulci, căutând nu doar la fața omului, ci la plăcerile omului și doar urmărind un ban sau o slavă deșartă, să ajungă să se piardă pe ei și fără să fie conștienți că numai cine e în credință se poate verifica pe sine însuși. Că un om mort nu știe că e mort, dar un om viu știe dacă e viu, nu? La fel și în plan spiritual cel mort nu se poate verifica pe sine însuși, numai noi constatăm despre el că e mort. Numai nu vrea să te înțeleagă, dar cel viu se poate verifica pe sine însuși și Domnul să ne dea harul acesta. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.